Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vreau să facem un nou video puțin mai special în care să ne uităm la un nou proiect din această piață și de data asta avem pe listă un proiect ce face parte din ecosistemul Arbitrum, probabil cel mai popular Layer 2 de pe Ethereum în 2024, iar proiectul de astăzi se remarcă atât prin propriul boot de trading, dar și propriul joc de tip Play to Earn și a tras deja atenția anumitor companii de VC în acest an. FETI reprezintă un nou proiect Web3 ce introduce propriul ecosistem ce cuprinde anumite produse pentru utilizatorii din spațiul cripto și deși poate părea la prima vedere că proiectul face parte din narrativa de meme coins, adevărul e că FETI este practic un proiect cu utilitate interesantă în 2024 și chiar are în spate o echipă ce a lansat în trecut diferite produse în industria blockchain. Și asta pentru că în spatele proiectului se află compania Moon 5 Labs, aceasta fiind cunoscută și pentru alte proiecte, precum SpaceCatch sau Runago, iar FETI introduce în primul rând propriul boot de trading numit FETBoot, ce anunță un sistem de sniping revoluționar și vrea în același timp să fie un competitor pentru proiectul Banana Gun, un celul boot de trading ce a fost de curând lansat chiar pe launchpool celor de la Binance, și FETI anunță de asemenea și un joc Play to Earn ce va fi disponibil atât pe Google Play, dar și pe App Store, prin care echipa intenționează să aducă o adopție și mai mare pentru acest proiect. Pe lângă asta, trebuie subliniat că FETI este în development de aproximativ 2 ani și în prezent este certificat de Hacken și Certic și chiar a reușit să-l atragă ca ambasador pe campionul UFC, Giri Proceasca, ce apare și în trailerul de pe site-ul oficial, iar echipa prezintă pe site și o listă cu anumite companii de VC ce se află în spatele acestui proiect. De asemenea, FETI organizează în prezent etapa de pre-sale pentru propriul token, campanie în care a reușit să strângă până acum aproape 4 milioane de dolari, și în următoarele minute vreau să ne uităm împreună peste acest proiect și să vedem mai multe detalii despre ecosistemul oferit de FETI, de la bootul de trading la jocul Play to Earn, investitorii VC și chiar roadmap-ul pentru 2024, și vom vedea detalii și despre tokenul FETI, moda proiectului ce practic stă în spatele acestui ecosistem. Arbitrum este cu siguranță cel mai important Layer 2 de pe Ethereum în acest ciclu, acest ecosistem fiind ales în prezent de multe noi proiecte, mai ales că oferă o viteză mult mai rapidă și fiuri mult mai mici decât Ethereum, și deși această rețea este într-o continuă creștere, nu am avut ocazia până acum să ne uităm și la un proiect din acest ecosistem. Un nou nume popular de pe Arbitrum în această perioadă este FETI, un ecosistem de produse Web3 ce în prezent se află în etapa de pre-sale, acolo unde este foarte aproape de pragul de 4 milioane de dolari, și de asemenea proiectul este prezent și pe site-ul ICO Holder, unde are cel mai bun rating, având o notă de 4,73 și chiar are parte de o atenție destul de mare în această perioadă, asta și datorită campaniei sale de marketing, dar și pentru că proiectul are în spate o echipă ce nu se află la primul proiect lansat. Și asta pentru că FETI are în spate compania Moon 5 Labs și a fost dezvoltată în Europa de către studioul Clivio X, o echipă de development Web3 ce a lucrat în trecut chiar cu nume precum Deloitte sau Coca-Cola și a fost implicată în diferite proiecte, multe dintre ele chiar pe rețeaua BNB Chain. Proiectul prezintă pe site și faptul că FETI este certificat de Hacken pe partea de securitate și de către cei de la Certic pe partea de KYC, și asta pentru că echipa proiectului este publică și numără în prezent peste 25 de membri, tocmai pentru a fi o transparență mai mare pentru comunitatea proiectului. Un alt detaliu interesant la FETI e faptul că proiectul a reușit să atragă finanțări și din partea anumitor companii de VC, printre care Magins Capital, Only One, Oriole Ventures sau XT Labs, divizia de investiții a exchange-ului XT.com, și proiectul menționează că în viitor urmează să anunțe alte două nume pe această listă. Deși FETI pare la prima vedere un meme coin, având în vedere personajul ce este practic imaginea acestui ecosistem, trebuie menționat că proiectul nu face parte din această narativă, fiind axat de fapt pe narrativă precum GameFi sau Web3, iar proiectul chiar a înregistrat anumite trademark-uri cu acest brand, având în vedere că reprezintă imaginea produselor sale Web3. Dar care sunt produsele oferite de FETI? Ei bine, în primul rând, proiectul introduce propriul boot de trading numit FETBoot, ce este descris ca cel mai avansat boot de sniping 2.0, acesta urmând să fie lansat în Q4 atât pe App Store, Google Play, dar și pe Web App. Proiectul menționează că acestul poate executa de 100 de ori mai multe trade-uri decât în mod normal și userii pot executa ordere de buy sau de sell pe diferite meme coin-uri abia lansate, și FETBoot este un produs prin care FETI încearcă să concureze cu proiectul Banana Gun, un nume popular în acest an ce a introdus propriul boot de trading pentru Telegram, ce se află în prezent în primele 300 de proiecte cripto pe CoinMarketCap.
Bootul de trading Fedboot are un rol uriaș, în special pentru cei care vor să tranzacționeze memecoin-uri de pe PumpFun, o platformă foarte populară de pe Solana, unde în fiecare zi sunt lansate mii de monede de tip memecoin și, utilizând sistemul de sniping 2.0, aceștia pot tranzacționa cât mai devreme astfel de monede, având chiar opțiuni de take profit sau stop loss, sau chiar de a alege monede după diferite criterii precum volumul de trading, numărul de holder sau lichiditatea proiectului. Bineînțeles, tokenul proiectului va avea utilitate importantă în cazul acestui produs, fiind folosit pentru a accesa diferite funcționalități premium pentru utilizatori, și un alt detaliu interesant e că echipa FETI menționează că holderii acestui token vor primi 50% din veniturile obținute de bootul de trading, acest reward urmă să fie distribuit către holderi în mod de Ethereum sau Solana. După cum am menționat mai devreme, acest produs este dezvoltat de către cei de la Klaviyo X, o echipă ce a lucrat la foarte multe proiecte Web3 în trecut, multe dintre ele fiind dezvoltate pe rețeaua BNB Chain, și echipa se ocupă de asemenea și de developmentul jocului anunțat de FETI, un alt produs al acestui proiect axat pe spațiul de GameFi. Practic, al doilea produs al acestui ecosistem se numește Fatboy și reprezintă un crypto game play to earn inspirat de celul joc Tamagotchi, iar acest produs are ca scop atragerea de noi utilizatori în ecosistemul FETI, având în vedere că jocurile au un rol uriaș în adopția Web3 în acest ciclu, un detaliu pe care îl putem observa și după hype-ul din acest an pe multe jocuri de pe Telegram. Fatboy va fi un joc free-to-play și va avea atât o variantă Web2, dar și o variantă Web3, în care holderii vor utiliza tokenul proiectului pentru a putea câștiga anumite reward-uri în cadrul acestui joc. De asemenea, userii vor avea posibilitatea să aleagă diferite personaje cu care vor juca și proiectul prezintă chiar anumite personaje inspirate de nume precum Vitalik Buterin sau Elon Musk, și pe canalul de YouTube oferă mai multe detalii despre gameplay-ul acestui joc Web3. Trebuie subliniat că jocul nu a fost încă lansat și este programat pentru finalul lui 2024, dar proiectul anunță că în luna octombrie va organiza etapa de beta testing, unde comunitatea va putea încerca acest joc înainte de lansarea oficială și chiar va putea obține diferite reward-uri în tokenul proiectului, iar echipa menționează pe site că va aloca 1% din supply-ul total pentru această campanie. În ceea ce privește tokenul proiectului, acesta utilizează ticker-ul FETI și este lansat pe rețeaua Arbitrum, iar în prezent se află în etapa de pre-sale, acolo unde a strâns aproape 4 milioane de dolari și, exact ca multe alte monede lansate în 2024, va avea un supply total de 1 miliard de monede. Cât despre utilitatea acestui token, acesta va avea un rol important atât în cadrul jocului Play to Earn, dar și a bootului de trading, unde holderii vor primi chiar o parte din veniturile platformei în Solana sau Ethereum, și proiectul va utiliza și un sistem de staking unde userii vor putea bloca monedele pentru 90 de zile pentru un randament atractiv. Pe site-ul oficial putem vedea și tokenomics-ul tokenului FETI, care va aloca 41% din supply pentru campania de pre-sale organizată în această perioadă, 7% pentru runda de finanțare din partea companiilor de VC, 10% pentru sistemul de staking, 5% pentru echipă, în timp ce 10% vor merge către reward-urile in-game. De asemenea, un alt detaliu care mi se pare interesant la FETI e că proiectul anunță în white paper și o perioadă de vesting pentru aceste monede, tocmai pentru a proteja prețul propriului token după listarea oficială, iar în această zonă putem vedea de exemplu că investitorii VC vor avea o perioadă de cliff de 4 luni după listare, urmând apoi să primească monedele printr-un sistem de vesting liniar timp de 20 de luni, în timp ce echipa va avea un cliff de 6 luni după listare și un vesting pe 3 ani de zile. Cât despre campania de pre-sale, aceasta va avea 15 runde, urmând ca prețul tokenului FETI să crească cu fiecare nouă rundă, și de asemenea trebuie subliniat că proiectul anunță un sistem de vesting și pentru etapa de pre-sale, acest sistem fiind diferit în funcție de runda în care utilizatorii au achiziționat monedele FETI. Pre-sale-ul este organizat pe site-ul oficial, unde proiectul oferă o zonă dedicată ce prezintă mai multe detalii despre această campanie, și aici utilizatorii pot folosi un wallet de MetaMask pentru a lua parte la acest pre-sale și pot utiliza atât Ethereum USDT, Arbitrum USDC sau BNB pentru achizițiile din această etapă. În prezent, prețul tokenului FETI este de 0,022$ sau 2,2 cenți, și acesta va crește până la 3 cenți în ultima rundă de pre-sale, iar un mic detaliu interesant e că proiectul va avea la listare o capitalizare sub 1 milion de dolari, și asta pentru că, după cum am menționat mai devreme, proiectul utilizează acel sistem de vesting și doar o parte din monede vor fi deblocate în ziua listării. Proiectul anunță în white paper că listarea tokenului FETI este programată pentru Q4 2024 și subliniază că proiectul va ajunge pe 4 exchange-uri de tip Tier 1 până la finalul acestui an.
Bineînțeles, nu știm exact care vor fi aceste exchange-uri, dar atunci când vorbim de checks-uri de tip Tier 1, cred că ne putem gândi la platforme precum KuCoin, Bybit, Geek.io, Mask, BitGet sau Huobi. De asemenea, proiectul prezintă pe site și roadmap-ul pentru 2024 și oferă mai multe detalii despre ce ar trebui să vedem de la FETI în Q4, și aici putem menționa lansarea jocului cât și a bootului de trading FETBOOT, dar în special lansarea oficială a propriului token. FETI este un proiect mult mai interesant decât pare la prima vedere, mai ales că discutăm despre un ecosistem ce are în spate o echipă ce a lucrat și la alte proiecte din această industrie și de asemenea a reușit să atragă chiar investiții din partea anumitor companii de VC. Bineînțeles, să nu uităm nici de produsele ce urmează să fie lansate în Q4 și prin care proiectul încearcă să se axeze pe sectoare precum Gamify sau Web3, iar pe lângă asta, proiectul este certificat și de către cei de la Haken și Certic și chiar prezintă pe site întreaga echipă din spatele acestui proiect. Subliniez că rolul acestui video este doar să vă prezinte acest proiect și acest material este sponsorizat și nu trebuie luat ca un sfat investițional și, bineînțeles, întotdeauna recomand să faceți și propriul vostru research, mai ales că spațiul cripto poate fi foarte imprevizibil și, după cum am văzut până acum, orice se poate întâmpla în această piață. Dacă doriți să aflați mai multe despre acest proiect, voi atașa mai jos linkul meu de referal către site-ul oficial, unde găsiți mai multe detalii despre produsele oferite de FETI, lista de investitori și echipa din spatele acestui proiect și prin care a primit și un bonus de 5% în acest pre-sale. Sunt curios ce părere aveți voi de proiectul FETI și de asemenea cum credeți că va evolua ecosistemul Arbitrum în acest ciclu. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video până la final, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!